Bine ați venit la Strunga, într-o regiune istorică, fie că ne referim la poezia lui Vasile Alexandrie intitulată Strunga, fie că ne raportăm la Castelul Miclăușeni, care este în vecinătatea Cramei, Palatul Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa sau Muzeul Vasile Alexandrie de la Mircești. În 2013 am înființat printr-un proiect de reconversie și structurare în viticultură o suprafață de 41,6 hectare de viță de vie. Provin dintr-o familie de agricultori, sunt agricultori de tată în fiu, bunicul și străbunicul au fost viticultori cu suprafețe însemnate de viță de vie. Iar în urma înființării plantației am construit Crama în anul 2017, iar în 2018 am lansat primele game de vinuri, prima gamă introductivă Strunga, ulterior 2019 și 2021 am lansat gamele Reveria și Nor de Vară. Celelalte crame crește de la an la an, crește în calitate și ăsta este un lucru bun și benefic consumatorului român. El are cel mai mult de câștigat din punctul acesta de vedere. O vinărie mică, dar care deja s-a lansat bine pe piață, cu vinuri de calitate, vinuri premium, o gamă destul de diversificată, care sigur încearcă să valorifice și potențialul turistic al zonei. Punem foarte mult accent pe calitatea fitosanitară a strugurilor. Suntem o cramă mică și încercăm să desăvârșim o experiență vitivinicolă la superlativ.